Fundația Hospice Moldova, care prestează servicii paliative pentru pacienții incurabili, riscă să se închidă din cauza lipsei banilor. Centrul nu mai primește finanțare de la Compania Națională de Asigurări Medicină, care asigură 98% din necesități. Mai mult, acesta este obligat să returneze CNAM-ului 9 milioane de lei în urma unor controle. În replică, reprezentanții Companiei de Asigurări Medicale spun că fundația nu a prestat servicii conform contractului, iar acum trebuie să returneze banii utilizați nejustificat. Iar soluția, susțin ei, este să achite datoria eșalonat. Fundația Hospice Angelus Moldova, care oferă asistență pacienților cu maladii în fază terminală, riscă să-și sisteze activitatea din lipsa resurselor financiare. Aceasta are contract de activitate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, care asigură 98% din bugetul centrului și doar 2% este asigurat din donații. Acum însă finanțarea s-a oprit după un control efectuat de CNAM. Mai exact, responsabilii de la CNAM au stabilit că angajații Hospice Angelus Moldova nu au acordat asistență pacienților în mod corespunzător, obligându-i astfel să achite și o amendă de 9 milioane de lei. Această sumă a fost folosită pentru acordarea asistenței paliative pentru o perioadă de un an și 9 luni. Această sumă include vizitele efectuate necalitativ din punct de vedere a CNAM-ului la domiciliu, adică unde nu a fost întotdeauna această echipă de 4 oameni, evident, și zilele supra-efectuate, adică dacă un copil a fost internat pe perioada mai mult de 30 de zile sau dacă a fost internat repetat. Deci cumva pe ei deranjează că unii pacienți stau mai mult internați? Da. Responsabilii Hospice Angelus Moldova spun că nu au cum să întoarcă acești bani, resursele financiare fiind deja epuizate pentru servicii, iar pentru a-și putea restitui banii, Compania Națională de Asigurări în Medicină a oprit finanțarea fundației. Aceasta se confruntă acum cu probleme financiare grave și riscă să-și sisteze activitatea. Noi avem și personal medical care, din cauza restricțiilor financiare, au fost nevoite să împărțească organizația. Noi suntem capabili numai să acoperim serviciile comunale, cât de cât am fost nevoiți să vindem două autovehicule care aparțin organizație, că putem cumva să trăim. Cât mai puteți activa fără aceste resurse financiare? Cred că deja nu putem. Solicitați pentru o reacție, reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină spun că suma amenzii este de fapt mult mai mică, iar sancțiunea a fost aplicată din cauza nerespectării condițiilor contractului. Responsabilii CNAM spun că reprezentanții fundației primeau bani pentru achitarea serviciilor unei echipe formate din mai mulți specialiști, care mergea la domiciliul pacienților, dar în realitate mergea acolo un singur angajat. Nu este vorba despre suma de 9 milioane de lei. S-au constatat că sunt 5 milioane, ceea ce ține de asistența medicală acordată. Serviciile au fost prevăzute pentru o echipă interdisciplinară, însă serviciul acordat de către fundația respectivă a fost incomplet. Și respectiv, diferența dintre o vizită simplă și o vizită a echipei interdisciplinare a fost exclusă din finanțare și au fost reținute sursele respective. Responsabilii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină spun că suma datoriei poate fi reeșalonată dacă responsabilii fundației vor depune o cerere în acest sens, iar asta le-ar permite să activeze în continuare. Poate fi reeșalonată. Noi avem prevederi în actele normative, în ce țin de activitatea companiei și această sumă poate fi reeșalonată pentru o perioadă anumită, pentru ca să ofere posibilitatea instituției ca să activeze în regim normal. Însă, din partea prestatorului nu a parvenit astfel de demers pentru reeșalonarea sumei, că ea poate fi reeșalonată pentru 3 luni, 6 luni, până la un an. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru anul curent au fost contractate 39 de spitale raionale pentru acordarea serviciilor de îngrijiri paliative și 3 prestatori privați. Îngrijirea paliativă, conform definiției oficiale, înseamnă o abordare medicală orientată spre îmbunătățirea calității vieții pacienților care se confruntă cu boli incurabile. Cu alte cuvinte, îngrijirea paliativă presupune un tratament simptomatic. Asta presupune și ajutor pentru problemele psihologice, cum ar fi depresia și anxietatea, cu care se confruntă pacienții.